Bună ziua, oameni dragi! Deși este târziu în noiembrie, după cum vedeți, acești banani sunt bine mersi. Este nou meu experiment. Am scos câțiva afară, i-am plantat. Îi voi acoperi cu crengile de acolo. Îi voi împacheta. Și să sperăm că vor trece cu bine. Dacă nu, mai am unii înăuntru și îi vom transplanta la primăvară. Dar în mod sigur, rădăcina lor nu va putrezi. Sunt foarte rezistenți. Aici mai avem un goji. Un goji berry. A cărui fructe au început să fie bune la gust. S-au muiat. Și pentru cei care n-au știut la fel ca mine, fructul de goji este foarte bun pentru sănătate. Așa. Și vă recomand ca în momentul în care cumpărați un arbust de goji, să-l direcționați ca și pe un copăcel. Eu, vreo 2 ani, l-am lăsat, s-a făcuse ca un tufiș și la un moment dat nu mai rodea deloc. Deci, pentru cine nu știe, trebuie direcționat exact ca un copăcel. Aici avem câțiva stupi cu albine. Acesta este un moșmon japonez. Mai avem unul acolo. Abia aștept să înceapă să rodească și aici lângă ei este un moșmon clasic sau nus pui. Acesta este fructul, așa arată. Deocamdată am mâncat, opa, am mâncat unul mai devreme, dar este foarte acru. Cam greu de înghițit, îți rămâne în gât ca o gutuie. Deci cam așa arată. Și în continuare mai avem un experiment cu un măslin pe care l-am scos afară. Și aici este un pomegranate, un rodiu, care la fel, amândoi vor fi îmbrăcați cu ceva frunze. Și vor rămâne afară. Și aici avem Serraua Lipini, care este 1,60 m în pământ. Panouri solare. Și dacă vă întrebați ce voi face cu aceste geamuri, le voi folosi spre primăvară pentru a crea în aceste paturi pe care am să le curăț mâine, să creez un microclimat mai bun. Pentru a cultiva ceva, pentru a grăbi. Da, revenim la copăcelul de goji. Vă doresc o zi bună și pentru mesaje vă aștept. O zi bună!